CFR Călători începe vineri programul estival de transport Trenurile Soarelui 2020, care va continua până la 6 septembrie. Unele garnituri de tren își prelungesc traseul și vor fi introduse trenuri noi. Pentru a permite asigurarea legăturii între principalele orașe ale țării și litoralul românesc pe perioada sezonului estival, CFR Călători a adoptat un program variat, care constă fie în prelungirea circulației unor trenuri care aveau ca destinație finală București Nord sau Mangalia, fie prin introducerea de trenuri ce au ca destinație exclusivă litoralul Mării Negre. Revine în circulație și în acest sezon, din 12 iunie, trenul Tineretului pe ruta Sibiu-București Nord, Mangalia și retur. Începând cu data de 26-27 iunie, se introduc în circulație trenuri special dedicate asigurării legăturii cu litoralul, dinspre Timișoara Nord, Arad, Deva, Craiova, Sibiu, Satu Mare, Baia Mare, Oradea, Cluj-Napoca, Brașov, Târgu Mureș, Iași, Suceava, Galați, iar trenurile menționate vor reveni la mersul inițial.